Gloria Buzău pare să fi depășit perioada slabă din campionat. Buzoienii au legat două victorii consecutive după ce au reușit să câștige confruntarea disputată sâmbătă în etapa 15-a la Piatra Neamț. Fotbaliștii antrenați de Ion Viorel s-au impus cu 1-0 prin reușita lui Dorin Burlacu în minutul 3 al partidei. Da, Burlac. Tehnicianul Gloriei, Ion Viorel, s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi, mai ales că Marco și compania au bifat primele puncte în deplasare. 3 puncte pentru noi, 3 puncte foarte mari, ținând cont de faptul că nu am câștigat niciodată afară, vorbesc. Echipa este pe un drum bun. În ultimele meciuri am făcut 0-0 cu Farul, am câștigat 4-0 cu Pojorâta acasă și acum 1-0, de 3 etape nu am luat gol. Și asta mă bucură nespus. Referitor la strig la joc, sunt două echipe, eu zic, echilibrate. Nici Piatra Neamț nu este de locul pe care îl ocupă. Cred că problemele pe care le au toate cluburile, majoritatea cluburilor, și aici mă refer la problemele financiare, macină astfel de probleme și ies astfel de jocuri. Pentru că toată seria este echilibrată. Vă spun sincer că și Piatra Neamțu cu echipa care o are poate să facă surpriza, să bată pe prima sau invers. Dar, din păcate, vedeți ce se întâmplă în România. Fotbalul, ca și altele, e la pământ și este un regres și un, cum să spun, total. Știam că suntem două echipe în suferință, știam că orice rezultat e posibil. Suntem fericiți că am reușit noi să câștigăm. Cred că am avut și un pic mai multe ocazii decât echipa gază și cred că totuși victoria e meritată. În această după-amiază, antrenorul buzoienilor, secundul Marian Roșu și președintele Dan Tulpan s-au prezentat la sediul Federației Române de Fotbal pentru a fi audiați în dosarul meciurilor trucate. Da, au chemat toți jucătorii. Luni sunt chemați și noi, antrenori și conducerea. Să vă trage linie, se va analiza și vom vedea despre ce e vorba. Nu știu, dumneavoastră personal vă afectează toate aceste acuze aduse la adresa clubului și a dumneavoastră și a domnului președinte? Normal, vă dați seama ce. Ajung pe stadion și îmi strigă ați văzut și aici. E normal că nu e frumos. Ce, una la mână. Doi, n-ați văzut că se verifică toată divizia și să nu mai ne pitim după degete, sunt cam toată România, nu România de fotbal vorbesc, toată România și toată lumea mondială joacă, bagă la pariuri bilete. Ce se întâmplă, ce să zic acum? Referitor strig la noi, jucătorii care sunt acum la echipă, eu sunt foarte convins că nu fac astfel de lucruri. În vară am eliminat 5-6 și lucrul ăsta s-a văzut, pentru că cei 5-6 care au fost, bănuiesc, cu conturi, ei sunt cei care au reclamat. Scapă cine poate. Gruparea prezidată de Dan Tulpan a profitat și de rezultatele înregistrate în celelalte partide și a urcat pe treapta a 8-a în ierarhia seriei 1 a eșalonului secund. Miercuri de la ora 14, buzoienii vor întâlni în Crâng formația Rapid CFR Suceava, ocupanta locului 6.